O lege nescrisă spune că nu poți scăpa de două lucruri, de impozite și de moarte. Se știe că suntem cu toții muritori, dar să mor din lucruri absolut stupide este cu adevărat regretabil. De profesie săritor cu parașuta profesionist, Ivar Maguire s-a decis într-o zi din anul 1988 să își filmeze săritura de la înălțimea de 3000 de metri. S-a apucat repede de treabă și a luat camera video și a sărit. În cădere și-a dat seama că și-a uitat parașuta. Să mor datorită tampoanelor pare ireal, dar asta a pățit Mark Gleason când într-o noapte din anul 1996, pentru a nu mai sfărăi, și-a introdus două produse de igienă feminină în nas. A murit asfixiat în somn. Bobby Leach avea o plăcere nebună să sfideze moartea. În anul 1911 era al doilea om din lume care se încumeta să se arunce în cascada Niagara pe un butoi. După această experiență și mai multe cascadorii prin care râdea în fața morții, Leach și-a găsit sfârșitul într-un mod cât se poate de bizar. Într-o zi, fiind la plimbare pe o stradă din Noua Zeelandă, Leach a alunecat pe o coajă de portocală. S-a lovit atât de tare la picior încât a trebuit să-i fie amputat. După operație au intervenit unele complicații, iar Leach a murit în urma unei infecții. Alan Pinkerton, faimos pentru crearea agenției de detectiv Pinkerton și inventarea mai multor tehnici pentru detectivi, cum ar fi urmărirea suspecților și munca sub acoperire, a murit în urma unei infecții la limbă, după ce și-o mușcase alunecând pe trotuar. Faimosul fabricant de whisky Jack Daniel a ajuns la muncă mai repede ca niciodată într-o zi din anul 1911. A vrut să-și deschidă seiful, dar uitând combinația, s-a enervat și a dat cu piciorul în cutia de fier. S-a lovit la degetul de la picior, a făcut o infecție care s-a agravat și care i-a adus moartea. În timp ce dirigea orchestra care îi cânta imnul Te Deum regelui Ludovic al XIV-lea în 1687, Jean-Baptiste Lully era atât de concentrat să dirigeze bine și să păstreze ritmul, încât s-a accidentat mortal. Pe vremea aceea, dirijorul nu folosea bagheta, ci bătea în podea cu un baston. Din greșeală, s-a lovit cu acest baston peste degetul cel mare de la picior și cu toate că durerea era groaznică, nu a oprit concertul. Rana de la deget a făcut absces, care a dat în gangrenă, iar Lully a refuzat să și-l amputeze. Jerome Irving Rodale era partizanul dietelor sănătoase. A fost unul dintre primii nutriționiști care a pledat pentru consumul de alimente sănătoase și cultivate organic. Cu toate că se lăuda că va trăi cel puțin 100 de ani, Rodale a murit la 72 de ani în anul 1971, făcând infarct în timpul unui interviu luat pentru Dick Cavett Show. Părând că adormise, Dick Cavett a glumit întrebându-l: "Vă plictisim, nu-i așa, Mr. Rodale?" Abia după câteva minute, dându-și seama că de fapt invitatul său murise. Emisiunea nu a fost niciodată dată pe post. În 1991, o femeie de 57 de ani din Thailanda, pe numele ei Yuket Paen, se plimba prin curte când a alunecat, s-a prins de un cablu neizolat ca să nu cadă și a murit electrocutată.
După înmormântarea femeii, sora sa de 52 de ani le explica vecinilor cum a avut loc accidentul surorii sale, moment în care a alunecat, s-a prins de același cablu și a murit și ea electrocutată. Australianul Hans Steininger era faimos pentru barba sa, care se pare că era cea mai lungă din lume și avea aproape 1 metru și 40 de centimetri, dar care i-a adus și moartea. Într-o zi din anul 1567 a izbucnit un incendiu în oraș. În grabă, Hans a uitat să-și strângă barba. Din greșeală a călcat pe ea și și-a pierdut echilibrul, s-a împiedicat, a căzut și și-a rupt gâtul, murind instantaneu. Eschil este considerat a fi părintele tragediei universale. În anul 458 înainte de Hristos, Eschil a vizitat Sicilia pentru ultima oară în viața sa. În anul 456 se afla în orașul Gela, când un vultur, confundându-i chelia cu o piatră, i-a aruncat în cap o țestoasă. Lovitura a fost letală pentru scriitorul grec. Gary Hoy, un avocat de 38 de ani ce lucra la o firmă de avocatură din Canada, a murit pe 9 iulie 1993, când vrând să demonstreze studenților cât de trainice sunt geamurile unui zgârie nori, s-a izbit în ele, dar acestea au cedat și avocatul a zburat pe geam de la etajul 24. Jaam Singh Girdam Barela, un indian de 50 de ani, a fost omorât după ce a fost atacat de un roi de albine, în momentul în care asista la mormântarea soției sale. Albinele au fost deranjate de flăcările rugului în care era incinerată soția bărbatului. O întreagă echipă de fotbal a murit după ce a fost lovită de un fulger în timpul unui meci ce avea loc într-un oraș din Congo. Interesant este faptul că ceilalți jucători ai echipei adverse nu au fost deloc atinși de fulger. Brittany Cecil, o fetiță de doar 13 ani, ce participa la un meci de hockey, a murit după ce a fost lovită în cap de un puck de hockey tras de un jucător pe nume Espen Knudsen la meciul de hockey ce a avut loc între echipele Jachetele Albastre din Columbus și Flăcările din Calgary pe 16 martie 2002. În Cosenza, Italia, mai mulți invitați la o petrecere erau curioși de ce nu mai ieșea o stripteoză din interiorul unui tort uriaș. Crezând că ea nu se află acolo, au avut o surpriză neplăcută atunci când au descoperit-o moartă în interiorul tortului. Gina La Lapola, stripteoza de 23 de ani, s-a sufocat după ce a așteptat mai bine de o oră în interiorul tortului. O femeie sinucigașă s-a aruncat de la etajul 8 al ferestrei sale și s-a lovit în cădere de un pieton care se afla pe trotuarul din fața blocului. Femeia sinucigașă a murit instantaneu. Pietonul, un bărbat de 50 de ani din Ucraina, a murit la scurt timp în spital datorită rănilor sale. Diane Dure din Nevada a murit după ce un stâlp publicitar înalt de 23 de metri i-a căzut în cabina camionetei în care se afla. Stâlpul s-a prăbușit după ce a fost lovit de un vânt foarte puternic. Diane se oprise în dreptul acelui stâlp, întrucât convenise să se întâlnească acolo cu cineva. William Cuceritorul, duce de Normandia și rege al Angliei, a murit în anul 1087 la vârsta de 60 de ani.
luând parte la o campanie împotriva regelui Franței, regele William a atacat orașul Mant pe care l-a și cucerit, doar că sărind peste un șanț a căzut de pe cal și s-a lovit mortal. Fiii lui s-au grăbit să-și ia moștenirea în stăpânire, iar slugile sale l-au jefuit, lăsându-și regele să zacă gol pe lespezi. Pictorul italian Rafael Sanzio a murit la vârsta de 38 de ani în anul 1520. Într-o zi, Rafael s-a întors acasă cu febră mare. Doctorii au crezut că a răcit. Pictorul le ascunsese medicilor excesele din pricina cărora era rău, așa încât i-au luat sânge din belșug, când lui i-ar fi trebuit doar un întăritor. Rafael a murit chiar în ziua în care își aniversa ziua de naștere, în Vinerea Sfântă. Filozoful grec Heraclit a murit la vârsta de 40 de ani în orașul Efes din Turcia. Bolnav de hidropizie, Heraclit a născocit un tratament pentru a elimina apa din corp și s-a uns cu bălegar, iar apoi s-a expus la soare. Cum prin crusta de excremente nu răzbătea mirosul de om, o haită de câini l-a luat pe filozof drept un animal și l-a devorat. Tot devorat de câini a murit și Euripide, poetul tragic grec. Mare amator de vânătoare, poetul îl urmase pe Archelaos, regele Macedoniei, la Aretusa. Într-o seară, părăsind masa regală pentru a se întoarce în cortul său, Euripide a fost atacat și mâncat de niște câini vagabonzi. Niccolo Machiavelli, om politic și filozof italian, a murit la vârsta de 58 de ani în anul 1527. Pentru a-și calma durerile de stomac, Machiavelli obișnuia să ia niște purgative pe bază de aloe. Durerile devenind din ce în ce mai puternice, și-a mărit doza până a murit răpus de îngrozitoarele colici cu care s-a soldat tratamentul. Carol al V-lea Quintul, împărat al Germaniei, prinț al țărilor de jos, rege al Spaniei și rege al Siciliei, a murit la vârsta de 58 de ani în anul 1558. După ce a abdicat, Carol V-ul s-a retras la mănăstirea din Iuste, unde și-a aștepta sfârșitul în rugăciune. Desprins de cele lumești, îl încerca totuși regretul de a nu putea asista la propriile funeralii, așa încât s-a gândit să facă în timpul vieții un fel de repetiție. Întins pe catafalc, a urmărit slujba de înmormântare, cântată de călugării care duceau lumânări negre și și-a unit glasul cu cele ale călugărilor, înălțând rugi pentru odihna sufletului său. După încheierea ceremoniei, regele a luat prânzul afară la soare. A făcut insolație care în 3 săptămâni l-a băgat în mormânt. Regele Franței Ludovic al XII-lea a murit la vârsta de 53 de ani în ianuarie 1515. După ce a împlinit 52 de ani, Ludovic al XII-lea s-a însurat cu tânăra sora a regelui Angliei, prințesa Maria, care avea doar 16 ani. După noaptea nunțială, pentru a-i fi pe plac tinerei sale soții, acesta a petrecut în baluri, turniruri, festinuri, zile și nopți în șir de nesomn și oboseală, nepotrivite pentru vârsta lui, care au sfârșit prin a le puiza, cu atât mai mult cu cât noaptea ținea să fie o companie agreabilă pentru soția sa. În 3 luni excesele i-au pus capac. Eseistul și filozoful francez Cyrano de Bergerac a scăpat teafăr din atâtea dueluri și lupte pentru a muri într-un mod stupid, din cauza unei răni produse de o grindă de acoperiș care i-a căzut în cap. Simțindu-și sfârșitul aproape, a cerut să fie dus la Sannois, la vărul său Pierre de Cyrano, unde a și murit.